Este o întâlnire care a fost organizată la solicitarea Ministerului Mediului și eu chiar mulțumesc Ministerului Mediului pentru faptul că acordă o atenție deosebită zonei noastre din nord, referitor la o problemă destul de complicată cu care ne confruntăm nu numai la Bălți, la întreaga zonă, în întreaga Republică, de fapt. Noi facem parte dintr-o zonă în care o să fie localizată așa un sistem de gestionare a deșeurilor în cadrul strategiei respective care este prevăzută până în 2027. Respectiv, astăzi noi ne-am întâlnit aici cu mai mulți primari, zeci de primari a unor mai multe localități și mai multor raioane, conducătorii consiliilor raionale și structurilor care sunt responsabili de gestionarea deșeurilor. Cu siguranță așteptăm ca întreaga zonă de nord, în special municipiul Bălți, dacă mă întrebați pe mine, să aibă doar de câștigat din implementarea acestei strategii. Am dori cu siguranță ca să se pornească implementarea acesteia cât mai grabnic posibil, pentru că situația se îndreptățește pe zi ce trece. Noi avem probleme la mai multe poligoane de deșeuri, inclusiv poligonul acela de la Țambola, iar deja nu mai corespunde cerințelor și trebuie renovat și acela, trebuie să căutăm un alt loc și niște locuri și soluții bune pentru reciclarea deșeurilor. Asta este soluția secolului 21 și nu trebuie să cumva să rămânem în spate. Adică trebuie să mărim și pasul și să ne și grăbim să implementăm aceste prevederi ale strategiei. Astăzi o să discutăm aici cu secretarul de stat, domnul Stratulat, despre prevederile respective strategii. Am discutat în special și cu domnul Andros, ex primarul municipiului Ungheni. Dânsul are o experiență în conducerea orașului, a fost de 16 ani, dacă nu mă înșel, eu primar al municipiului Ungheni și cunoaște problemele cu care se confruntă administrațiile publice locale și experiența dânsului este una de apreciat. Noi am avut mai multe discuții cu dumnealui. Astăzi am avut discuții cu domnul secretar de stat înainte de a veni în coace. Sper că o să implementăm cu succes această strategie. Să ne unim eforturile, anume zona de nord, pentru că Republica este împărțită în mai multe zone. Și respectiv, astfel că localitățile care sunt în jurul sau raioanele care sunt în jurul municipiului Bălți să aibă un sistem integrat de evacuarea deșeurilor, depozitarea deșeurilor, dar și de reciclare. Și asta o să se discute și aici, astăzi, în cadrul acestei reuniuni.